Slobozia devine treptat municipiul în care proiectele investiționale prind viață. Noua echipă a primăriei este preocupată de găsirea unor soluții pentru dezvoltarea reședinței de județ și implicit bunăstarea locuitorilor. Proiectul privind reabilitarea pieței Revoluției avansează, astfel că în această perioadă se lucrează intens la turnarea planșeului pentru parcarea subterană. Totul se desfășoară sub o atentă supraveghere, conform unui grafic bine stabilit. După finalizarea planșeului, urmează ca bulevardul Matei Basarab să fie redat complet circulației. Am reușit în acest moment să începem turnarea planșeului pentru parcarea subterană din acest obiectiv reabilitare Piața Revoluției. Acest planșeu se va turna conform proiectului în trei faze. Prima fază, 30%, 33% din proiect să iese cofrată și se toarnă, urmând ca a doua fază, ceilalți 33% se vor cofra, se toarnă în viitorul apropiat, pe măsură ce înseamnă, urmând ultima fază, pe măsură ce se decofrează prima fază pe care o turnăm, se cofrează și ultima fază și întreg planșeul va fi turnat. Noi sperăm că am decurs conform tehnologiei de maturare a betonului, sperăm că undeva în decurs de 30-45 de zile să fie turnat, dacă nu apar alte probleme. Ce urmează după acest? După această etapă urmează reabilitarea Matei Basarab. Dorim ca până când începe sezonul rece și sezonul ploilor, al ninsorilor, că inevitabil vor veni și ninsori, trebuie să ne așteptăm la așa ceva, că e firesc. Vrem să redăm întreg carosabilul de pe Bulevardul Chimiei și Matei Basarab la cele patru benzi de circulație, fără să avem niciun fel de problemă, în așa fel încât locuitorii, cetățenii orașului, municipiului, să poată deplasa în siguranță și fără niciun fel de problemă în această zonă. Pentru acest obiectiv, reabilitarea Pieței Revoluției, primăria a contractat un împrumut. Este un împrumut din trezorerie cu dobândă redusă. Ne ajută foarte mult pe noi, deci am fost nominalizați prin hotărâre de guvern pentru obiective care nu au fost terminate la timp. Acest obiectiv al nostru se încadrează în această categorie, un credit, mă repet, un credit din trezorerie cu dobândă redusă pentru terminarea investiției. Ne ajută foarte mult pentru că ne degrevează viitoarele investiții ale noastre, fonduri bugetare ale noastre pe viitor, pentru a nu greva bugetul local de viitoarele investiții. Și acești bani îi folosim exclusiv și nu putem folosi în alt scop decât pentru terminarea acestui obiectiv. Facem toate demersurile și toate eforturile, echipa de implementare a proiectului și echipa tehnică, împreună cu conducerea domnului primar și cei doi viceprimari, facem toate eforturile pentru a ne încadra și a termina cât mai repede posibil, în condițiile în care nu vor apare alte probleme de altă natură, tehnică sau probabil sperăm să nu înceapă sezonul rece atât de vreme. Și programul de reabilitare infrastructurii rutiere în municipiul Slobozia continuă. Aleea Florilor din cartierul 500 apartamente este asfaltată. O stradă unde altădată erau gropi și denivelări a fost transformată de municipalitate într-una modernă, complet reabilitată, astfel încât locatarii să beneficieze de cele mai bune condiții de transport. Era nevoie, da, și mulțumim foarte frumos tuturor persoanelor care au fost de acord și au făcut așa ceva. Le mulțumim și domnului primar și viceprimar, că i-am spus și rândul trecut. Poate ne face și ne asfaltează și văd că au venit și s-au ținut de cuvânt. Cum era înainte aici? Toate găuri, cârpite, vai de ele, erau normal, nu erau bune, copiii se împiedicau, cădeau, se loveau în gropile care erau, mașinile la fel. Acum suntem mulțumiți, le mulțumim frumos pe această cale. Doamne, ajută mai departe să ne înțelegem cu bine și în continuare. O investiție imperativ necesară este aproape de final. Se lucrează în cartierul Gării Noi la finalizarea rețelei de canalizare menajeră. Pentru cei care și-au ridicat locuințe în zonă, veștile bune nu se opresc aici. Pe data de 20 septembrie se atribuie contractul de realizare a unei instalații de iluminat public și curent slab, iar în decurs de 8 luni și acest proiect va fi finalizat. Strada Mărășești din cartierul Gării Noi a fost asfaltată, iar în viitor și alte drumuri vor fi incluse în programe de modernizare. Suntem pe strada 13 septembrie, așa cum toți locuitorii din zonă știu, aici se cam încheie rețeaua de canalizare menajeră, foarte important, la o adâncime foarte mare, în jur de 3,70 m. Am promis că vom finaliza rețeaua de canalizare menajeră și ne ținem de cuvânt. Asta grație constructorului, care este un constructor serios
și profitând de vremea bună a reușit să-și ducă la capăt proiectul. Lucrarea a fost destul de dificilă aici? Foarte dificilă, terenul este suficient de periculos, au fost riscuri mari. Energia electrică este deja în zonă, este predat la Enel. Mă refer acum la contractul de iluminat public și curent slab. Se află pe finalul fazei de atribuire, credem noi că în jur de 20 septembrie se va atribui. Apoi, de la data ordinului de începere a lucrărilor, constructorul care va primi acest contract va avea la dispoziție 8 luni pentru a pune în practică proiectul. Abia după aceea putem să vorbim despre drumuri, despre infrastructura pe vertical. Noi mai avem în derulare niște proceduri pentru străzile pe care nu le-au văzut proiectele anterioare, gen Peneș-Curcanul, gen Ion Albeșteanu, dar suntem în derularea procedurilor, vom asigura și acolo utilitățile de care toată lumea are nevoie. O altă investiție este cea de înlocuirea conductei magistrale de aducțiune a apei potabile de la stația de tratare către oraș. Utilajele lucrează în cartierul Bora pentru montarea 4 conducte, iar autoritățile spun că și acest proiect va fi finalizat într-un timp foarte scurt. Ne aflăm în cartierul Bora, pe șantierul de înlocuire a conductei magistrale de aducțiune a apei potabile de la stația de tratare către intrarea în oraș. Pe cele două laturi ale drumului european s-au montat două conducte de aducțiune polietilenă și două conducte de serviciu pentru alimentarea locuințelor din zonă. Face parte din proiectul de înlocuire a conductelor de transport a apei potabile. Lucrarea este în partea finală. Firma constructor Recon și Doje și-a făcut treaba foarte bine. Suntem încrezători în finalizarea proiectului. Pentru că aleile de circulație din cimitir erau deja degradate, autoritățile locale au identificat soluții. Drumul de acces în cimitir a fost asfaltat și de asemenea se efectuează lucrări de curățenie în zonă. Municipiul Slobozia încearcă să devină ceea ce trebuie să fie, un oraș modern care are nevoie de infrastructură și alte investiții care să ridice nivelul de trai al cetățenilor. Pentru atingerea acestui deziderat este nevoie de muncă și implicare, iar echipa primăriei își asumă mai mult ca oricând finalizarea proiectelor începute și inițierea altora noi.